Hello, hello! Bine v-am regăsit! Hai să vedem care este energia zilei de luni 20 septembrie. Pentru această zi, avem șasele de săbi, o carte foarte, foarte frumoasă care ne vorbește despre recunoașterea valorii noastre, despre o victorie pe care o obținem în această zi. Și pentru că bâtele sunt niște cărți din suita focoasă a tarotului, e posibil că aici recunoașterea să fie în dragoste, în relația cu partenerul sau partenera, să aveți așa un moment foarte frumos în care vă simțiți apreciați, vă simțiți iubiți, vă simțiți în siguranță alături de persoana împreună cu care încercați să clădiți o relație. În privința afacerilor, a banilor, a carierei voastre, astăzi sunt șanse foarte mari de recunoaștere profesională. Poate primiți un mic bonus, poate primiți o mărire de salar, poate vi se oferă un job mai bine plătit sau un loc de muncă cu mai multe posibilități de dezvoltare. Poate pur și simplu un coleg sau o colegă vă apreciază munca, poate primiți un e-mail în care vă sunt recunoscute meritele. Aici, într-un fel sau altul, sunteți puși în centru atenției, într-o mai mare sau mai mică măsură, asta depinde de harta natală a fiecăruia dintre voi și de ce se întâmplă în momentul actual în tranzitele astrogramei voastre. Ceea ce este clar este că astăzi, într-un domeniu al vieții voastre, o să aveți parte de un mic progres, mai mic sau mai mare, iarăși depinde de situația particulară a fiecăruia. Pentru cei care astăzi o să aveți anumite teste sau examene, lucrurile o să iasă foarte bine, o să treceți testul, examenul cu brio. Pentru cei care aveți niște cazuri în instanță, lucrurile o să se soluționeze în favoarea voastră. Și per total, orice întreprindere, orice inițiativă pe care o să aveți în această zi, o să fie întâmpinată cu un succes răsunător. Bucurați-vă pentru că mai rar o astfel de zi atât de frumoasă, cu atâta recunoaștere, cu atâta validare externă care vine către voi. Dacă v-ați regăsit în acest mesaj, vă recomand să mergeți pe canalul meu de YouTube, unde mai am o grămadă de alte videouri pentru voi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și mâine. Pa, pa!